Bine ați venit la un nou episod al echipei Elnifla Tours. Suntem în pustia Iudeii și ne îndreptăm spre râul Iordan. Sunt foarte multe biserici părăsite în zona aceasta pentru că zona aceasta a fost cucerită de către Israel de la Iordania în anul 1967, în războiul de 6 zile, iar tot în urma acestui război foarte multe zone au rămas minate pentru că deminarea costă foarte mult, așa că nu toate zonele au fost deminate. Putem să observăm foarte multe afișe cu lucrul acesta, iar bisericile nu se mai pot folosi din același motiv pentru că încă n-au fost deminate zonele acestea. Haideți să mergem înspre râul Iordan. Venim! Spatele nostru se află râul Iordan. Aș vrea să vă vorbesc puțin despre numele acesta, ce înseamnă de fapt. Este format din două cuvinte în limba ebraică, Iarad și Dan, care înseamnă a coborât din Dan. El se numește așa pentru că acest râu izvorăște la poalele muntelui Hermon, care se află în partea de nord a țării. De acolo până la vărsarea lui în Marea Moartă, aproximativ 250 de kilometri lungime, iar la poalele muntelui Hermon exista un oraș în trecut care se numea Laish, iar daniții, seminția lui Dan, au mers până acolo, au cucerit acest oraș și au schimbat numele orașului Laish în Dan. De aceea, pentru că locurile, orașul, cât și locul de unde izvorăște râul Iordan sunt foarte aproape unul de altul, se numește râul Iordan a coborât din Dan. Pentru că am vorbit câteva lucruri despre râul Iordan, trebuie să vă spun câteva evenimente care s-au petrecut aici. Primul eveniment care îmi vine în minte acum este menționat în cartea profetului Iosua. Acolo se vorbește despre trecerea evreilor înspre țara promisă, înspre Canaan. Acum suntem în Canaan, din pustie, au trecut pe aici și de fapt, adenea, trebuie să menționăm că aceasta a fost prima alia a unor evrei din pustie înspre țara promisă, iar în fața noastră, la câțiva kilometri, este Ierihonul. Biblia spune că în fața Ierihonului. Un alt eveniment menționat, care vorbește tot despre Ierihon, este legat de Ilie împreună cu Elisei. Spune Scriptura că au trecut râul Iordan tot în fața Ierihonului. Aici Elisei a primit mantaua lui Ilie și tot aici în zonă Ilie a fost răpit la cer. Mai este un eveniment menționat în Scriptură despre care aș vrea să vorbesc, dar nu aici. Aș vrea să intrăm cu picioarele în apa râului Iordan și acolo aș vrea să vorbesc despre acest eveniment. Am intrat în apa râului Iordan, unde Mântuitorul a fost botezat, exact în locul acesta, în pustie. Spune Scriptura că Ioan Botezătorul a venit la Betabar, aici obișnuia să boteze oamenii în râul Iordan și sunt emoționat. Aici este exact locul unde Mântuitorul a fost, unde a fost botezat și unde, cum spuneai tu mai devreme, uneori facem botezuri în apa râului Iordan. E o binecuvântare extraordinară să fii aici. Dacă aș înota până pe malul celălalt al râului Iordan, aș fi ajuns în Iordania, pentru că granița între Israel și Iordania trece exact pe la mijlocul râului Iordan. Avem foarte mulți soldați israelieni care păzesc partea aceasta israeliană în care suntem noi acum, iar pe partea cealaltă sunt foarte mulți soldați iordanieni, ca nu cumva cineva să se gândească să treacă granița, iar ei sunt aici să oprească lucrul acesta. Râul Iordan acum nu este foarte mare, dar în perioada ploioasă, adică iarna, el se umple foarte, foarte mult și când mă gândesc că atunci, cum ai spus, că
israelienii au trecut râul Iordan, nu vedem un râu foarte mare, deci probabil că e foarte posibil să fi făcut lucrul acesta atunci când Iordanul era puțin mai plin decât este acum. De asemenea, foarte multă apă din râul Iordan se ia, astăzi se folosește atât de către Israel cât și de Iordania, ceea ce a făcut la scăderea râului Iordan într-un mod destul de drastic. Încă un lucru, pentru că probabil vedeți că apa râului Iordan nu este foarte curată. Mi-aduc aminte de o altă istorie din Scriptură, când Naaman sirianul, la ceea ce profetul i-a spus să vină și să se scufunde în apa râului Iordan de 7 ori, a zis, păi n-avem noi la noi acasă ape mult mai curate decât apa râului Iordan, și acum vă puteți da seama de ce a folosit această expresie. Dacă doriți să mai vedeți astfel de episoade, nu uitați să dați subscribe și să distribuiți și prietenilor dumneavoastră. V-au prezentat acest episod Adelina Stanger Matei și Daniel Stanger, ghizi licențiați în Israel. Pe curând! Dumnezeu minunat, al cărui nume în vecine.